La 10 zile după ce a fost condamnat la aproape 3 ani de închisoare, opozantul Kremlinului Alexei Navalny s-a prezentat în fața unui tribunal rus pentru reluarea unui proces în care este acuzat de calomnie. În timpul acțiunii judiciare, Navalny a cerut schimbarea judecătoarei și a transmis acestea să ia câteva lecții de drept. Principalul critic la adresa Kremlinului, Alexei Navalnei, nu scapă de procese nici după condamnare. Militantul anticorupție este acuzat că ar fi distribuit informații mincinoase și injurioase cu privire la un veteran al celui de-al doilea război mondial. Bărbatul apăruse într-un videoclip al campaniei din vara trecută a referendumului privind întărirea puterilor lui Vladimir Putin. Navalnei i-a numit pe cei care apăreau în acest videoclip trădători și rușine a națiunii. Apărarea a cerut încă de la începutul procesului schimbarea judecătoarei pe motiv că nu ar fi fost obiectivă în deciziile luate. Mai mult, criticul lui Putin i-a transmis direct din cabina de sticlă a acuzațiilor președintelui completului de judecată să ia câteva lecții de drept. Procesul a început pe 5 februarie, când un veteran de război în vârstă de 94 de ani, aflat într-o stare de sănătate precară, a depus mărturie împotriva liderului opoziției ruse. Alexei Navalny a fost arestat pe 17 ianuarie la întoarce în Rusia, după 5 luni petrecute în Germania pentru a se recupera în urma unei tentative de otrăvire, de la arestarea rusului, susținătorii acestuia au organizat proteste, care s-au soldat cu peste 10.000 de arestări. Pe 2 februarie, Navalny a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi încălcat un control judiciar datând din 2014.